O nouă victorie pentru echipa de handbal feminin junioare 2 a CSM Târgu Jiu. Aceasta a înregistrat sâmbătă a doua victorie consecutivă din acest sezon. Meciul s-a ținut între CSM Târgu Jiu și CSS Caracal, iar scorul la final a înregistrat 32-23 pentru CSM Târgu Jiu. Se cunoaște deja că sportivii olteni au dus numele țării noastre pe cele mai faimoase podiumuri ale lumii, având rezultate excepționale. Început excelent de campionat pentru echipa de junioare, 2 CSM Târgu Jiu, care a înregistrat o nouă victorie, a doua consecutivă din acest sezon. Handbalistele pregătite de Andrei Enache au oferit publicului prezent un meci cu rezultate ce aduc mândrie orașului pe care îl reprezintă. CSM Târgu Jiu s-a aflat la conducere pe tabelă încă din primele minute de joc, scorul fiind de 5-2 în minutul 6. Echipa din Caracal a echilibrat meciul și 10 minute mai târziu, în minutul 16, au întors tabela în favoarea lor, scorul fiind de 5-7. CSM Târgu Jiu nu a cedat și a revenit la conducere, scorul fiind de 9-7 în minutul 21. Finalul primei părți le găsește în atac pe elevele lui Enache, care stabilesc scorul la pauză de 16-9. Andrei Enache, antrenorul echipei, este un om cât se poate de implicat, care a reușit să transforme o simplă pasiune a celor pe care le îndrumă în adevărate performanțe și cariere de succes. Să ne spuneți, vă rugăm, cum a decurs meciul de astăzi, cum vi s-a părut? Da, cum ați văzut și dumneavoastră, un meci pe care am reușit în mare măsură să-l controlăm și unde am reușit să ne impunem cumva ritmul. Din nou am avut o agresivitate foarte bună, ceea ce mă bucură faptul că fetele au înțeles ceea ce îmi doresc de la ele. În continuare mai avem mult de lucru la anumite aspecte când nu reușim să ne concentrăm foarte bine și să reușim să menținem ritmul pe care până la un moment dat l-am impus, dar este ceva normal pentru vârsta lor, sunt niște copii, e normal să mai aibă fluctuații în joc. Eu, ca antrenor, pot doar să le susțin, doar să le încurajez și să încerc să le fac să se bucure de tot ceea ce realizează pe teren. Cât timp s-au pregătit acestea pentru acest meci? Ați fi, cred că dacă cineva, un om obișnuit care nu face sport, ar veni să vadă cât muncesc fetele noastre și, în general, copiii care fac sport, cred că ar fi surprinși, pentru că avem antrenamente în fiecare săptămână, unul pe zi, au și școală, adică fac niște eforturi foarte mari pentru că și-au găsit o pasiune pe care eu încerc, noi, cei implicați, încercăm să o dezvoltăm. Acum, noi ne-am întâlnit, avem vreo 2-3 luni de pregătire și, sincer, vorbeam cu fetele și mă gândeam la un moment dat că a intervenit oarecare oboseală, plictiseală, dar dimpotrivă, își doresc foarte mult, foarte mult să muncească și să ajungă să facă sport de performanță. Pentru handbalistele antrenorului Andrei Enache, dar și pentru Dan Ilieș, expertul sportiv coordonator al secției de handbal a CSM Târgu Jiu, nu scorul contează. Mult mai important pentru ei este o echipă bine sudată și plină de devotament, pe care au reușit să o creeze, dar și o creștere armonioasă și sănătoasă. De asemenea, fetele au apreciat și felul în care adversarele au jucat. Cum a fost meciul de astăzi? Meciul de astăzi a fost cu ceva emoții la început, să zic eu așa. Se vede că fetele, pe zi ce trece, evoluează mai bine. A fost un meci destul de greu, ținând cont că am întâlnit o echipă Caracal care are în componență niște jucătoare bune, unele dintre ele chiar joacă la echipa de divizie. În primul rând mă bucur că nu s-a accidentat nimeni, atât de la echipa noastră cât și de la echipa adversă. Acest lucru e cel mai important până la urmă la vârsta lor. Am ieșit toți apți, să zic, fizic de pe teren și cu atât mai mult am ieșit și învingători. Le felicit pe această cale pe fete și pe Andrei Enache, antrenorul lor. Au făcut un meci bun.
N-au jucat 100%, au jucat, să zic eu, undeva din valoarea lor, undeva la 70%, și cu toate acestea, uite că am reușit să învingem. Suntem pe drumul cel bun, e o echipă frumoasă, un lot unit, există și o bucurie și se vede în rândul lor o bucurie de a juca handbal, și acest lucru noi îl vrem în primul rând de la ele. După aceea, cu siguranță, ne interesează și rezultatul, dar, să zic eu așa, mult mai în spate. Ne interesează că ele se evolueze frumos, să crească sănătos, armonios și să joace un handbal de calitate, să se poată plia mai târziu echipei de senioare. Una dintre cele mai bune jucătoare din echipa CSM Târgu Jiu este chiar o mehedințeancă de-a noastră, și anume Diana Rogoveanu. Aceasta își dorește o carieră cu rezultate cât mai bune. Mă numesc Rogoveanu Diana Maria, am 15 ani și practic acest sport de 9 ani. Cum ți s-au părut adversarele de astăzi? Mi s-au părut bune, dar am fost mai bune ca ele. Fetele ce fac parte din echipa CSM Târgu Jiu își doresc ca în viitor să se numere în topul celor mai bune handbaliste. Pentru ele nimic nu pare imposibil de realizat, însă înainte de a obține orice rezultat, acestea trec prin ore, zile și chiar luni întregi de antrenamente și pregătiri. Câți ani ai și de când practici acest sport? Am 14 ani și practic acest sport de 2 ani. Cum ți s-au părut adversarele tale? Au fost pe măsură și ne bucurăm că am reușit să ne impunem. Practic de la 9 ani. Cum ți s-au părut adversarele? Meciul a fost unul greu? A fost unul foarte greu, dar mă bucur că am câștigat și ne-am antrenat foarte mult. Practic acest sport de 4 ani. Cum ți-ai descoperit talentul și inclinația spre acest sport? Am fost luată de profesorul de la școală, mi-am pus mingea în mână și am observat că îmi place acest sport. Îți dorești să faci performanță alături de colegele tale și pe viitor? Da. Practic acest sport de 10 ani. Încă de la început ai fost în CSM Târgu Jiu? Nu, eu vin de la CSM Slatina. Practic sportul acesta de 7 ani, aproape 8 ani. Poziția ta am văzut că este cel de portar. Cum ți s-a părut, cât de greu a fost? A fost un meci foarte greu. Eu sincer nu mă așteptam să câștigăm, dar am avut coechipierele să mă susțină și am prins încredere. Și practic de 5 ani jumătate. Cum ți-ai descoperit înclinația înspre sport? Tatăl nostru voia să facem un sport și am ales handbal. Cum ți s-a părut meciul de astăzi? Unul extrem, extrem de greu, dar ne-am întrebat în fiecare zi și am încercat să facem totul cât mai bine. Repriza secundă a început într-o notă de echilibru cu goluri de ambele părți, dar CSM Târgu Jiu a fost echipa care a dictat ritmul partidei și și-a menținut avansul de 7 goluri pe tabelă, scorul fiind de 19-12 în minutul 34. Echipa din Caracal are câteva momente bune de joc și se apropie la doar 4 goluri de echipa gazdă, scorul fiind de 22-18 în minutul 43. Gorjencele sunt însă hotărâte să-și facă finalul de meci mai ușor și se desprind la 27-20 în minutul 51. Echipa oaspete nu mai poate ține ritmul pe final de meci și fetele lui Enache câștigă fără probleme, scorul final fiind de 32-23.